Vă salut de la ferma de legume Cristoreț. Sunt aici împreună cu colegul meu, Gheorghe. Recoltăm varză. Avem aici Autumn King, varza. Deci este o varză aplatizată de la Taki Sud. Avem Autumn King. Am avut și Autumn Queen, care a fost recoltată. O să mergem să vedem un pic aici ultimele rânduri, unde a fost mai rară. S-au făcut niște căpățâni un pic cam prea mari, de nu se pot băga la bucă ăsta, pentru că nu sunt căutate, sunt gigantice, astea o să le tocăm. Deci, ca să nu crească așa mari, le vom planta mai des. Deci, vedeți, aici sunt ultimele două rânduri. Aici sunt plantate destul de rar și s-au făcut prea mari, undeva peste 3 kg, 3 kg jumate, 4, chiar 5 kg. Avem aici o varză atacată de păduche cenușiu. Deci așa arată. Va fi de astea sau ce sunt de păduche cenușiu. Așa. Vedeți, e imensă. Căpățâna potrivită. Haideți să căutăm. Așa, până în 2 kg să fie suficient. Dacă e prea mare, nu trăie la nimeni, pentru că toată lumea are butoaie cu gură mică, deci are problema asta că nu le intră pe gaura de la butoi. Deci avem Autumn King aici. Mergem să vedem și avem Mavur de la Singenta, dacă nu greșesc, și Agresorul, cred că și ăla tot de la Singenta, cum am adus în bine minte. A fost plantată pe undeva pe de la începutul lunii iulie până la jumatea lunii iulie. Da. Autumn King, varză care se poate planta de primăvară, începând din aprilie și până în la mijlocul lui iulie. Se poate planta dacă recoltăm, deci dacă o plantăm în aprilie, să fie varză de vară, o recoltăm undeva în iunie, dacă o plantăm ulterior va deveni varză de toamnă, varză de put la murat, după cum v-am mai zis și în alte materiale. Deci rețineți, dacă aveți un sol fertil, un sol bine îngrășat, să o plantați mai deasă, undeva 20-25 de centimetri între plante, în felul ăsta nu se face așa mare. Varză cu frunze subțiri, dulci. Aici ce se caută în zona Ardealului, nu știu, în partea de jos ce țări de varză se cultivă, la noi se caută cea aplatizată în zona Clujului, chiar Satu Mare, în partea aia Oradea, partea alaltă Târgu Mureș. Deci eu știu că cam toată lumea din asta aplatizată pentru pus la murat. Aici, în parceluța asta, avem obrânduri de Agresor, o varză de păstrare pentru iarnă. Deci, aici avem Agresor F1, o varză de
păstrare pentru iarnă, ca să avem varză proaspătă și peste iarnă, deci o varză de păstrare. O vom recolta o ultimată. E puțin mai groasă la frunză ca și celelalte. Se păstrează undeva de la 3-4 luni în sus, în funcție de locul unde o depozităm, dacă e răcoros și aerisit. Se păstrează foarte bine. E plantat undeva la 25 de centimetri între plante, 70 între rânduri. O varză care nu-i pretențioasă, un hibrid, se face și pe solurile mai slabe. O să... Da, uite aici vreau să vă arăt, deci ea pleacă stânga-dreapta și se formează și pățâna, chiar dacă e mai desplantată, dacă era mai rară, se face chiar, de, chiar prea mare, deci undeva la... poate ajunge și la 5 kg și nu e ok. Până în 3 kg mai merge. O să tăiem una să vedem cum arată și agresoarea fună. Deci avem aici agresor. Arată bine, numai, repet, e puțin mai gros la frunză față de Autumn Queen, Beverly Hills sau Autumn King. Dar peste iarnă, ținând cont că nu se găsește varză din asta la altă, că nu se păstrează, merge foarte bine ca să pregătim, știu eu, preparatele cu varză proaspătă, chiar și sarmale, dacă o, știu eu, o, nu mă pricep foarte bine, dacă o părim bine, o fiarbem, merge foarte bine. Eu prefer varza proaspătă față de cea murată. Deci așa arată. Aici avem 6 rânduri de mavur. Dacă nu greșesc, de la Syngenta. Deci este tot așa o varză mai aplatizată. E ceea ce se caută, vă zic, se caută varza plată. Ce să zic, că nu e prima dată când o plantez. Celelalte le-am mai cultivat și în anii trecuți. M-a avut prima dată. N-am gustat, o să văd cum e. Să vedem cum se prezintă la sarmale. O să o încercăm și o să vedem un pic dacă o să mai cultivăm și anul viitor. O să tăiem una să vedem, să vedem cum se prezintă. E puțin mai târzie ca și Autumn Queen, mi se pare. Nu are probleme așa, deci e destul de ok. Acum nu știu cum e la frunză, dacă e subțire ca și celelalte. Deci avem aici, am tăiat o căpățână de mavur. Da? M-am uitat un pic și la frunză, pare destul de subțire, deci acum nu știu la gust cum e. E destul de aplatizată și ea pare în regulă. Acum e clar că gospodinele știu cel mai bine cum trebuie să fie varza, dar după părerea mea e destul de prezentabilă și are și frunzele subțiri. În momentul de față ne ocupăm cu recoltatul verzei. Avem aici și varză roșie, două rânduri de varză roșie. Deci vă ziceam că ne ocupăm cu curățenia, adunăm benzile, recoltăm varză, pregătim
pregătim, eliberăm terenul ca să putem să tocăm. Aici vom toca. Vrem să aducem gunoi, să scarificăm și după care să facem, să efectuăm arătura de toamnă. Vă consiliez să faceți arătura de toamnă. În felul acesta mai distrugem din dăunătorii din sol. Pământul se aerisește mai bine. Mi se pare mult mai ok ca și arătura de primăvară. Cartofii am terminat de scos. Deci mai avem ceva varză aici. Vom termina varza de toamnă, după care vom recolta cea de păstrare, să o depozităm. Facem curățenie, benzile, le adunăm benzile de irigat, tot ce de adunat, conducte, după care intrăm să tocăm și să pregătim solo. Mergem să vedem un pic, că mai am și un pic de țealină de scos, să vă arăt un pic și țealina. Mai avem aici încă o bucățică, câteva sute de plante, să zic așa, 100 de plante de țelină de scos. Au venit ploaia și ne-a întrerupt, n-am terminat. Deci avem aici Elena F1. După cum se vede, nu am rupt nici frunze, nici, deci nu necesită lucrări de să elimini frunze sau știu eu alte chestii să-i faci. Trebuie să avem un sol fertil, să irigăm, să săpăm și, bineînțeles, sămânță de calitate ca să ai recoltă. Diamant Elena. Ce am încercat eu, merge foarte bine, formează rădăcină, căpățână. Asta este Elena F1. Da, deci o să revin cu alte materiale, să vedem un pic. Vreau să scarific, am avut anul ăsta probleme cu ochiurile de apă și în felul ăsta să facem o scarificare, o fertilizare cu gunoi și o arătură adâncă ca să rezolvăm din problemele cu ochiurile de apă. Cam asta a fost și pentru astăzi. Vă mulțumesc că mă urmăriți. Eu vă salut pe data viitoare.